Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit, bine ați venit la prima oară primar. Astăzi chiar e o premieră din toate punctele de vedere, pentru că invitatul meu este cel mai tânăr primar cu siguranță din Timiș, dar cu siguranță, și aici rămâne semnul întrebări, dar s-ar putea să fie și din România. Adică multă lume zice că e cel mai tânăr primar din România. O să trebuiască să verificăm lucrul acesta. În orice caz, este la primul mandat și ce debut în politică, se numește Andrei Tița și este primarul comunei Cenad din România, din Timiș, și dumnealui are 26 de ani împliniți, nu înțeleg, domnul Tița, că aveți 26 de ani deja. Proaspăt împliniți, da, bună ziua, bine v-am găsit. În ziua alegerilor aveați 26 de ani? Da, aveam deja 26. În 12 septembrie a fost ziua mea. Și în data de până în 27, da, îi aveam împliniți. V-ați calculat dumneavoastră singur? Sunteți cel mai tânăr primar? Mai sunt și alții? Din câte am înțeles, în județul Argeș mai există o domnișoară, cred că este la vârsta de 24 de ani. Asta am aflat ulterior. Interesant, o să o caut și pe ea. Colegă la USR? Asta nu știu dacă mă credeți. Nu știu dacă... Andrei Tița, 26 de ani primar, ce zice lumea în comună când vă vede atât de tânăr și atât de primar? Mi se pare că oamenii au devenit zâmbăreți, mai zâmbăreți decât erau înainte. M-au privit cu căldură, cu gânduri bune, idei. Nu s-a pus problema să fiu criticat deocamdată. Eu zic că am avut un contact bun până acum cu fiecare persoană și... cred că și din moment ce voi fi investit, voi face tot posibilul să păstrăm o legătură bună. Când urmează? Eu am depus dosarul vineri la judecătorie, unde majoritatea candidaților și le-au depus și cred că, hai să zicem, până în 25. Nu se știe un termen exact. Eu nici măcar nu știu în ce dată, dar mă gândesc că până în 25 octombrie vom fi. Cred că v-a întrebat asta de lumea de foarte multe ori. Deci, ce o să faceți prima dată când ajungeți la primărie? Primul lucru va fi o ședință cu toți angajații, să stăm într-o încăpere comună, să fim cu toții și cred că este bine să clarific unele lucruri. Probabil sunt multe persoane care au copii de vârsta mea și probabil o să se simtă, nu știu, poate vor fi dezavantaje pentru mine, poate vor fi avantaje, dar mi se pare că fără comunicare nu vom putea porni cu dreptul și cred că asta va fi primul lucru pe care îl voi face. Dar câți angajați are primăria din Cenad? Dacă v-aș spune... ținând cont că este o comună cu 4207 de locuitori, despre aparatul de specialitate al primarului nu aș putea să vă spun exact, nu vreau să greșesc, dar nu este o cifră foarte mare. Hai să zicem, aparatul de specialitate strict din primărie, 10 persoane și în afară, unde sunt și muncitorii necalificați și toți ceilalți, hai să zicem 30. Nu vreau 30 să zic cu totul. Haideți să Dar, zicem 30. Aveți idee din veniturile, adică din bugetul comunei, câți bani se duc pe salarii, ca să intrăm în lucruri concrete? Că, de fapt, ăsta e un indicator pentru ce înseamnă comunitățile din România. Adică să cheltuiesc că cu cât e mai mică localitatea, cu atât se apropie salariile de 100%. E pe acolo sau mai rămân bani și pentru altceva? Da, eu din câte am verificat și bineînțeles, deocamdată tot ce am făcut a fost să văd doar de pe site-ul primăriei, să ne informăm. Niciodată nu am ajuns să iau, cum să vă spun, să simt lucrurile mai îndeaproape. Dar bugetul nu este strict doar pentru a plăti angajații, cu siguranță sunt bani ce vor rămâne. Și mai ales că nu avem angajați, cum să spun, funcții, ca să zic așa, în plus pentru comuna noastră. Cred că ca orice comună care să funcționeze bine are numărul exact de angajați.
Bun, da, știți de ce vă întreb asta? Pentru că e o chestiune legată de politica din România. Odată, pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, încep telefoanele către centru. Și bănuiesc că nici primăria Cenat nu face excepție din punctul ăsta de vedere. Mai dați-ne ceva bani pentru cu tare lucru, pentru cu tare lucru. Cum o să arate viitorul din punctul ăsta de vedere? Adică e o politică pe care o vedeți ok, alimentarea asta permanentă de la resursele bugetului central? Nu, și cred că nu ar trebui să ne axăm numai pe acest fond, adică strict pe proiecte. De exemplu, eu am lucrat în achiziții publice și cred că dacă urmărești perioada optimă când se pot aplica proiectele pentru comună, cu siguranță nu vei ajunge să faci numai din bugetul local infrastructură sau mai știu eu ce. N-aș putea să vă spun dacă este un lucru bun faptul că se primesc bani în această modalitate, dar cu siguranță nu ne vom axa buget local, investiții prin buget, numai prin buget local. Asta înseamnă în ce? Că ar mai putea să apară ce, banii de la structuri centrale? Da. Și hai să vă văd cât de curajos sunteți ca să spuneți banii europeni din punctul ăsta de vedere. Da, de ce nu? Adică... Pentru că e o operațiune complicată. Acum, da, este, dar avem atâtea exemple de localități care s-au dezvoltat frumos pe baza fondurilor europene și eu tot de fiecare dată, asta le-am spus și oamenilor, dacă s-a putut în altă parte, noi de ce să nu putem? Cum a fost campania electorală din punctul ăsta de vedere? Eu am avut o campanie decentă și am fost, ca să spun așa, și apreciat de multe persoane, atât din localitatea noastră, cât și din cele din afară, cei din afară. Am ieșit din casă în casă, am încercat să discut cu cât mai multe persoane, pentru că mi s-a părut normal oamenii să mă cunoască mai bine, nu doar să vadă o poză sau o postare pe pagina de Facebook. Am lucrat atât în mediul online, folosind pagina Facebook, cât și în viața de zi cu zi, în viața reală, contact cu cât mai multe persoane. Și ce le-ați promis oamenilor ăstora de au fost mai încântați de dumneavoastră decât de un primar care totuși avea acolo cât 5-6 da, mandate? Au fost 5 mandate la activ de fostul primar. Eu le-am... Să știți că nu am intrat pe poartă să le spun... Vă promit, nu știu, bunuri sau vă promit. Eu am început să le explic ce am învățat până acum datorită faptului că am lucrat într-o primărie. Am văzut cum se simt lucrurile dintr-o primărie și am știut să le spun lucruri exacte și lucruri de care avem nevoie. Este suficient să ne uităm la vecinii noștri și să vedem că s-au dezvoltat frumos și au beneficiat de multe lucruri, ca să spun așa, pentru dezvoltarea comunei și totuși la noi cam bate vântul, ca să spun așa. Deci nu știu dacă a fost neapărat, cred că multe persoane au așteptat schimbarea, au așteptat să vadă că vine altcineva și să se implice mai mult. Adică spuneți mai curând că e un vot de nemulțumire la adresa fostului primar pe care l-au dat oamenii respectivi? E un sentiment pe care l-aveți? Ca să spun așa, oamenii cred că au vrut mai mult, iar prin mine cred că au văzut șansa de a fi persoana care să schimbe lucrurile, să miște un pic lucrurile în comună. Dar când vor mai mult, despre ce vorbim aici? Adică, în definitiv, ce le-ați promis? Că le faceți ce anume? Avem cel mai concret caz... Majoritatea familiilor, majoritatea persoanelor cu care mă întâlneam îmi spuneau: nu avem un parc unde să ne ducem copiii, de exemplu, și suntem nevoiți să ajungem la un oraș, în orașul sau în localitatea de lângă noi ca să ne putem bucura duminică. Și bineînțeles că o comună în care, ca să zic eu așa, ca să-ți menții oamenii aici, tineretul și așa mai departe, trebuie să încep fie prin alocarea terenului pentru construirea unei locuințe, unde vorbim despre legea 15,
locuri de joacă pentru copii și nu numai pentru copii, de ce nu activități pentru persoanele în vârstă, să ne mobilizăm un pic, adică știți cum, să treacă anul și să nu simțim că trăim, e un lucru foarte rău. Mi-am petrecut timpul în Timișoara, anii de studenție. Am fost aproape de luni până vineri în Timișoara, iar în weekend eram acasă cu munca și aproape nelipsit în weekend de localitatea Cenat. Iar după ce am terminat și am început să-mi petrec mai mult timp în comună, să știți că se simte acel blocaj, adică trece anul și te gândești oare ce s-a întâmplat în comuna noastră până acum. Și asta este una dintre premisele pe care, deci vrem să mișcăm lucrurile, cum am spus. Bun, dacă tot vreți să le mișcați, atunci sunt câteva lucruri care se pot face într-o localitate. Eu n-am imaginea de la distanță, dar mă uitam așa un pic pe site-ul primăriei. Am văzut că sunt niște proiecte de reabilitare la școală și la grădiniță. Astea-s terminate? Da. Sau nu. Mai... nu? Nu, nu, nu. Mai urmează? Adică bănuiesc când puteți să le spuneți oamenilor când o să se termine lucrurile astea? Uitați, de exemplu, fac acum o mică paranteză, avem și drumuri neasfaltate care sunt undeva la peste 17 kilometri. Avem 15 kilometri de drumuri asfaltate și 17,5 mai exact neasfaltate, care și aici sunt pe rol, ca să spun așa, sunt în derulare, însă nu știu ce s-a întâmplat, pentru că imediat după ce am reușit, în zilele următoare am început să fiu sunat de persoanele care se ocupă de lucrările în sine și haideți să ne întâlnim, să vedem, pentru că nu ne-am înțeles cu vechea administrație, ca să folosesc așa un cuvânt general, să ne întâlnim, să vedem, să căutăm niște soluții. Nu aș putea să vă spun, încă nu am simțit lucrurile din interior, ca să vă pot spune exact. Eu am intrat până acum în primărie ca un simplu cetățean și doar ca să rezolv problemele, strict problemele cu care am fost acolo. Nu am intrat încă în primărie pentru că este o diferență foarte mare. Vă spun asta pentru că am lucrat și lucrez, încă lucrez într-o administrație, într-o primărie și nu le poți cunoaște atât de bine până nu ești acolo, pe locul respectiv. Am înțeles. Deci asta ar urma ca la sfârșitul mandatului dumneavoastră, sau poate nu se mai practică în politică acum, așa, dacă sunt oameni mai tineri, ar urma ca până la sfârșitul mandatului dumneavoastră și restul drumurilor comunale să fie asfaltate? Că nu mai sunt atât de multe. Adică 17 km față de da, 15. Da, dar este mai bine de jumătate. Știți, și astea 15 care s-au asfaltat până acum nu s-au asfaltat, ca să zic așa, într-un mandat. Dar voi face tot posibilul. Asta pot să vă promit, să le promit și cenezenilor, pentru că nu chiar zilele trecute a plouat foarte mult la noi în localitate și am primit poze pe Facebook și îmi spuneau, domnule primar, ce soluții avem. Trebuie puse, dacă este în derulare, trebuie să facem tot posibilul ca asfaltul să ajungă cât mai repede. Nu știu încă să vă dau mai multe detalii despre licitație, dar cu siguranță vom urgenta lucrările într-o măsură, de, ca să spun așa, de calitate și într-un interval cât mai rapid. Andrei Tița, primarul din Cenat, viitorul primar din Cenat de aici și cel mai tânăr din România. Când v-am sunat la telefon, mi-ați spus că sunteți la câmp, adică nu putem vorbi decât la o anumită oră, pentru că sunteți la câmp. Asta ce înseamnă că sunteți la câmp? Mai lucrați în agricultură? Faceți și lucruri de genul ăsta? Eu sunt student și la facultatea, adică am finalizat facultatea de agricultură și acum sunt student la facultatea de agricultură. Anul viitor devin inginer agronom. Ați da, terminat este dreptul, o... stați că... Da. Deci dreptul l-ați terminat și acum sunteți la agricultură, da? Exact. Da, sunt, este pământul bunicilor, ca să spun așa, nu este o suprafață, este o suprafață decentă pentru... Ca să spun așa, cred că e vorba de mai mult de pasiune. Pasiune față de agricultură și eu m-am implicat încă de la început.
foarte mult, de la a participa la lucrările terenului, arat, discuit, semănat, pot să vă spun că eu eram pe tractor de fiecare dată. Da, aveți tractor dumneavoastră, da? Da, da. Da, așa e obiceiul, asta înseamnă că oamenii din zonă sunt mai bogați, nu? Dacă aveți și tractoare, nu-i la îndemâna oricui să aibă un tractor, bănuiesc că e o stensilă scumpă. Nu, o să știți că este un tractor, două sunt, la număr mai vechi, cu care am făcut treaba așa cum am putut. Nu vorbim de utilaje de performanță, nu vorbim despre, nu știu cum să vă spun, încercăm să facem lucrurile de calitate, dar cum putem. Și o să mai terminați facultatea asta? Vă mai țineți de ea? Sau... Da, bineînțeles. Deci da? Eu anul acesta sunt ultimul an la Facultatea de Agricultură și da, voi absolvi până la capăt. Am înțeles. Spor la treabă mai departe. Din punctul ăsta de vedere, vă faceți o carieră în administrație, nu? Adică deja sunteți funcționar unei primării. În ce localitate da. Sunteți? Comlășul Mare. Asta e ce? E în vecinătate acolo la Cenad? Undeva la 33 de kilometri. Dar unde locuiți? Faceți naveta din Cenad acolo? Da, eu locuiesc în Cenad și am făcut naveta și fac încă naveta până la Comlășul Mare. Și domnul primar de în localitatea respectivă, ce a spus când a văzut că sunteți omologi? Când i-ați prezentat demisia, cum a fost întâlnirea? Încă nu mi-am prezentat demisia, încă lucrez, pentru că am spus să duc până la capăt toate, ca să spun așa, sarcinile mele. Pe perioada campaniei electorale am fost adică m-am autosuspendat și vreau să las lucrurile frumos, ca la carte, și de asta încă sunt acolo. A fost o strângere în brațe foarte puternică și am primit niște sfaturi foarte bune și frumoase din partea. Cum ar fi? Ziceți-ne și nouă. Ce sfat își dă, domnule, un primar la altul, mai ales în două comune care au aceeași capacitate, să zicem? Atenție mare, nu semna ca primarul, astea ar fi multe. Da, asta e bună. Și sunteți pregătiți să nu semnați ca primarul? Adică e chiar o muncă grea în sensul că vă vor curge pe mâini tot felul de documente, acte a căror înțelegere bănuiesc că încă nu aveți până la capăt, că e firesc așa să fie în viață, și de asemenea vă vor curge sume mari de bani prin mână. Cum o să procedați să aveți perspectiva corectă a ceea ce aveți în față, cu experiența dumneavoastră de viață și profesională, totuși limitată, că na, asta e vârsta. Da, și cred că soluția pentru ca să am în vedere tot ce mi-ați spus este ca să fiecare hârtie trebuie citită până la capăt, cu atenție. Eu zic, din punctul meu de vedere, o relație foarte bună primar-secretar. Vreau să spun foarte strânsă, de ce, bineînțeles, și viceprimar, pentru că vorbim despre niște lucruri foarte importante, lucruri care trebuie semnate cu atenție, dar și, ca să spun așa, pusă problema într-un mod legal asupra fiecărui lucru. Eu asta am văzut aici, am văzut că așa merg lucrurile bine și cu siguranță îmi va fi greu la început, ținând cont că eu apar într-o administrație formată deja de o altă persoană. Eu apar practic, cu toate că vorbim de comuna Cenad, comuna în care locuiesc, apar ca un străin într-o primărie care este deja, cum să spun, care lucrează de ceva timp. Adică personalul, poate mulți s-au obișnuit cu fostul domn primar și apare Andrei Tița. Păi ce mai vrea și băiatul ăsta? Cam, cred că asta va fi. Dar de asta am spus că primul lucru important va fi o discuție. Vreau ca atât și cât și consătenii, cât și personalul primăriei să cunoască gândurile mele și viziunea mea. Vom face lucruri bune împreună. Da, așa sper să mai aud de dumneavoastră în politică, dar intenționați să aveți și o carieră politică, sunteți membru USR, am spus. Da, asta înseamnă că, bun, aveți un start formidabil. Vă doriți ceva mai mult în politică decât nivelul la care sunteți acum? E un gând pe care îl aveți? Vă spun sincer, nu m-am gândit deocamdată. Pentru mine este important ca după acești 4 ani
să aud din comuna noastră vorbe, în sfârșit s-a putut și la noi, sau în sfârșit avem exemplu că se poate. Nu aș vrea să intru în detalii despre viitor, v-am spus. Mie îmi pare bine să știu că pot contribui la dezvoltarea comunei noastre și voi face tot posibilul. Asta pot să le promit tuturor consătenilor că îmi voi face treaba cât de mult posibil tot. Nu v-am întrebat și poate ar merita o explicație. Cum e, domnul Tița, apropierea asta dumneavoastră de politică? Adică la 25 de ani, când va veni gândul candidaturii, lumea e ocupată cu altceva, să se distreze, să meargă, să vadă lumea, să se însoare. Apropo, sunteți însurat sau Nu sunt aveți și însurat. dumneavoastră o prietenă sau... Da, Da? am o Bun, și în prietenă. loc să vă ocupați de prietenă, cum s-ar spune, și de toate lucrurile lumești, la 25 de ani, dumneavoastră visați să fiți și ajungeți primar. Deci cum se petrece lucrul ăsta? Adică ce v-a împins pe traiectoria asta? Cred că încă de când am terminat, am absolvit liceul teoretic Ioan Gebelean de la Sinicolau Mare. Eu am ales opțiunea drept. Cred că majoritatea când încă, nu pot să vă spun sincer, pentru că, adică să vă spun concret că și eu în anii de studenție am frecventat biblioteca, dar am știut să mă și distrez. Am știut să merg, cred că, pe ambele unde. Însă foarte tare a contribuit această facultate în maturizarea mea, adică automat am observat altfel, am observat altfel lucrurile după ce am absolvit facultatea. Cred că a contribuit semnificativ la dezvoltarea mea. Am urmat apoi studiile masterale de contencios administrativ și fiscal, unde iarăși m-am orientat pe administrație, ca să vă spun, și gânduri că cred că în viață nu trebuie neapărat să urmăm aceste etape pe care le întâlnim în viața fiecărei persoane. Poate eu m-am simțit mai bine să fiu mai serios, să îmi petrec timpul în bibliotecă și să am ocazia să contribui, să aduc o contribuție localității mele, de pildă, acum după ce am reușit la alegerile locale. Eu zic că nu trebuie să o luăm. Nu cred că există un drum în viață pe care trebuie să-l parcurgem. Cred că ambițiile și cu ce pornim noi, fiecare persoană, de când simțim momentul, asta este important. Și de ce la USR? Adică mai sunt și alte partide pe lume. De ce USR? Mi-au plăcut oamenii, s-a înființat la noi în localitate cu un an de zile, cam un an jumate. Dar înainte de alegerile care au avut anul acesta, au fost oameni ca și mine cu aceleași gânduri și am simțit că este partidul potrivit. Am înțeles. Alte partide nu v-au plăcut, că putea să intrați și la, știu eu, ce partide mai sunt acolo? Domnul primar, dinaintea noastră, la ce partid era? Da, a fost la Partidul Național Liberal, PNL. Aha, am înțeles. Teoretic, când astea sunt partide în alianță, așa, la nivel național, USR și PNL, Da. o să colaborați și la nivel local? Sau cum e viitorul? Aveți un inamic comun în PSD? Există PSD în localitate? Da, avem și PSD, dar nu cred că este cazul să folosim cuvântul inamic. Ce pot să vă spun este că la lista de consilieri pentru postul de viceprimar acolo vom negocia, vom vedea lucrurile încă, dar deci nu aș folosi cuvântul inamic asupra nici cărui partid. Am înțeles. Încă lucrați la postul Da. de viceprimar. Mai am două, trei chestiuni pentru dumneavoastră, punctuale din punctul ăsta de vedere, dacă pot să mă exprim așa. Bun, știți că primarii din România, sau mă rog, primăriile din România, potrivit legii, trebuie să dea burse școlare. La CNAD există posibilitatea asta, există intenția asta. Mulți părinți așteaptă tipurile astea de burse care să răsplătească un tip de performanță. Da, este vorba despre bursele de merit. Vorbim despre acestea pe lângă celelalte, dar da, este un lucru pe care trebuie să-l susținem.
Pentru că, vedeți, noastră, copiii, până la urmă urmei, sunt viitorul nostru. Și eu sunt tânăr încă, dar pot să spun lucrul ăsta cu certitudine ca o persoană care are doi copii, trei copii. Cu siguranță vom sprijini prin aceste burse și nu numai. Ajutoare sociale se dau în localitatea dumneavoastră? Da, se dau. Care e viziunea dumneavoastră asupra acestei chestiuni? Adică, în ce măsură, acum vă obligă legea, dar cum ar trebui să fie date ajutoarele astea sociale? Pe ce criterii sau dacă ați putea, ce ați îmbunătăți acolo? Cred că trebuie puțin revizuită această listă, în ideea în care, în funcție de nevoile oamenilor, și aici mă refer la problemele de sănătate, vorbim despre persoane care nu se pot deplasa, au parte de o persoană din familie, membru de familie. Deci cred că trebuie un pic, nu știu dacă, asta nu cred că este o problemă strict la noi în localitate, cred că în majoritatea comunelor, localităților se întâmplă asta. Dar trebuie să, cum v-am spus, o atenție sporită și, bineînțeles, în funcție de gravitatea lucrurilor. Asta înseamnă că nu prea înclinați să dați ajutoare celor care ar putea să muncească, că de fapt aici e o poveste întreagă. Da, este adevărat, pentru că asta ar presupune ca nimeni să nu mai muncească și toată lumea s-ar încuraja procesul de venit la primărie și vreau ajutor social, dar eu nici eu pot, eu sunt apt să muncesc. Sau poate muncă în folosul comunității, se poate și asta. Vă îi vedeți pe cei de la ajutoare sociale, nu știu, scoțându-i la măturat, la tăiat tufe, la tăiat spinii care Da, sunt pe da. câmp, sau asta Este o se face variantă. dar. Este o variantă, bineînțeles, mai ales, dar nu ar fi, cred că nu ar fi atât de mult de lucru, pentru că nu vorbim despre o localitate mare, cum am spus. Dar cum, da, este adevărat ce a spus și dumneavoastră. Da. Bun, Este o variantă. Andrei Tița, la final, părinții dumneavoastră ce au spus când v-au văzut primar? S-au bucurat foarte tare și am fost, cred că strângerea în brațe, asta a fost punctul culminant. Dar v-au susținut în întreprinderea asta, în sensul că, domnule, stai un pic, poate v-au zis ai dumneavoastră, stai, unde te repezi tu? Că mai sunt alte lucruri de făcut, mai sunt etape de parcurs în viață. În momentul în care le-ați spus la început, domnule, uite, eu candidez la primărie. Au fost surprinși la început și s-au gândit că mă implic, nu este o sarcină ușoară. Dar ce am observat a fost că încă de la început nu mi-au spus că nu ai șanse, lucru pe care îl apreciez și astăzi. Au crezut în mine pentru că au văzut că în fiecare lucru în care am ales să mă implic a fost dus la bun sfârșit. Și aici vorbim despre agricultură, despre faptul cum îi ajutam pe ei în micile afaceri. Mi-a plăcut să fiu serios până la capăt și să mă țin de cuvânt. Iar faptul, cum v-am spus, faptul că nu mi-au spus mai bine, nu-ți fă bătăi de cap, pentru că știți cum este și nu aș numi o vorbă, este greu să dai un primar în funcție jos. Cu siguranță toată lumea știe lucrul ăsta. Dar mi-a plăcut că niciodată nu mi-au spus concentrează-te asupra altui lucru pentru că nu ai șanse. Niciodată nu mi-au spus lucrul ăsta. Ce fac părinții dumneavoastră? Sunt oameni de afaceri, spuneți? Nu, ca să spun, tatăl meu se ocupă de înmatriculări, unde l-am ajutat foarte mult. Mama mea are un birou de vignete și asigurări, iar și acolo am ales să mă implic. Deci mici întreprinzători, ca să zic așa, Mici întreprinzători, da. bănuiesc în zona Vămii, nu? Că despre asta e vorba, că asta trebuie să țină localitatea. Ăsta e un mare avantaj pentru o localitate ca noastră să aibă o vamă atât de mare în zona? Da, este un avantaj, spun eu, dar și o atenție mai mare asupra dezvoltării comunei, pentru că vii din Occident, unde
vezi lucruri frumoase și totuși Cenadul este localitatea în care, sau ca să zic așa, prima localitate de intrare în România și trebuie să facem tot posibilul să nu se vadă diferența între țara noastră și țara vecină. Andrei Tița, mulțumesc tare mult, vă doresc spor la treabă, cine știe, ne mai auzim într-un an, 2, 3, 4, să vedem cum ați progresat și dacă vă mai continuați sau dacă o să continuați și după aceea. Cu siguranță mi-a părut bine. Spor la Vă treabă, mulțumesc. sănătate! Numai bine, sănătate. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.